Am văzut de curând o nouă modă printre tineri, ba chiar și printre unii intelectuali și scritori, aceea de a nu mai fi român, sau a regreta că sunt român și a pune la îndoială existența unui specific național, chiar și posibilitatea inteligenței creatoare a elementului românesc. Unii dintre aceștia disprețuiesc românismul fie pentru că sunt comuniști sau anarhiști sau mai știu eu ce altă sectă social universală, iar alții trăiesc realitatea într-un film utopic gen Netflix, în care suntem cu toții conectați cu universul, stelele, cerul, nu mai suntem parte unei națiuni, ci suntem universali, aparținem cosmosului și toate acestea. Îi știi și voi căci s-a umplut pământul de dăștea, nici nu-ți dai seama acum care dintre ei sunt mai prăjiți. Dar o bună parte dintre cei cărora le este rușine cu românismul nu au aplicări din acestea legate de ideologie sau de energii universale, ci pur și simplu regretă că sunt români și ar vrea să fie orice altă nație de pe lume, chinezi, unguri, nemți, scandinavi, ruși, spanioli, orice, numai român nu. S-au săturat până în gât de destinul acesta de a fi și de a rămâne român și caută prin orice fel de argumentare, fie ea istorică, filozofică sau literară, să demonstreze că românii sunt o rasă incapabilă de gândire, incapabilă de eroism, de probleme filozofice și de creație artistică și așa mai departe. Unii dintre ei se îndoiesc atât de mult de realitatea unui neam românesc războinic, încât caută tot felul de pseudo-istorii ca să demonstreze că, vezi doamne, românii au fost doar niște sclavi și nimic mai mult. Aici îl avem ca exemplu pe Lucian Boia. Alții cred că orice creier care contează în istoria și în cultura românească nu e de origine română. Cantemir, Cogălnician, Eminescu, HD-ul, Iorga, Pârvan și mulți alții, toți, dar absolut toți, sunt străini. Iar dintre aceștia sunt cei mai mulți, găsiți printre invitații de la Zaiafet. Eminescu nu era român, că îl chema Eminovici, deci clar slav, rutean, polonez sau rus. Cantemir este nume de origine persană sau turcă, nu era român. Pasarab sună ceva neam turchic și tot așa. Slavi, evrei, armeni, ruteni, nemți, orice, dar nu români. Românii nu pot crea, românii nu pot judeca, românii sunt prea deștepți, sunt șmecheri, dar nu sunt nici gânditori, nici creatori. Dacă le propuneți vreun nume despre care se știe sigur că este românesc, vin cu alte argumente. Este din Oltenia. Păi are sânge slav, sârbesc sau bulgăresc. Este din Moldova. Moldova întreaga este slavizată. Din Transilvania, sânge unguresc, state. Dobrogea, acolo numai bulgari, turci și tătari. Nici nu mai contează că aceștia care s-au născut pe pământ românesc, au vorbit și creat în limba română, au iubit nația română și s-au jertfit pentru ea, nu tată. Ei caută cu tot din adinsul să demonstreze că orice act de bravură, de vitejie sau de cultură au fost acte săvârșite de alogeni, adică de străini, căci dacă erau români, nu erau în stare. Nu cred că se află țara europeană în care să existe atâția tineri, scriitori și pretinși intelectuali cărora să le fie rușine de neamul lor, să-i caute cu atâta frenezie de fete. Să-și bată joc de trecutul lui și să mărturisească în gura mare că ar prefera să aparțină prin naștere altei țări. La un moment dat, domnul Gabriel Liceanu a apărut pe la o emisiune la televizor și ne-a mărturisit ce umilință a trăit dânsul pe la începutul anilor 90, când era prin Paris și bătea la ușa unui editor francez. Editor francez care l-a dat afară pe Liceanu spunându-i că vine dintr-un popor barbar și că nu merită să fie acolo, adică la Paris sau ceva de gen. Acela a fost un moment în care am simțit că îmi era rușine să spun că sunt român. Chiar așa a declarat Liceanu la televizor. Vedeți voi, domnul Liceanu reprezintă în mentalul românesc alături de Andrei Pleșu și Horia Roman Patapievici, care uneori mai face rocada cu Mircea Cărtărescu, însăși întruparea distincției intelectuale românești, echivalentul din cinematografie al triadei Robert De Niro, Al Pacino și Anthony Hopkins. Întreb pe oricine de actorul preferat, unul dintre cei trei se află acolo obligatoriu, altfel se face de rușine. La fel e și cu intelectualii români. Unul dintre cei menționați mai sus se află indiscutabil pe lista de preferințe, căci altfel cade de prost. Și tocmai una dintre nestematele culturii noastre naționale a suferit prin ricoșeu de o asemenea nedreptate. Băi, ce ghinion! E de mirare totuși cum de l-au publicat franțuzii pe Cioran, iar pe Ionescu l-au făcut și membru al Academiei Franceze, având în vedere distracția la care s-au cedat comuniștii în România după 1945. Dar mă gândesc, oare Marchiz ar fi suferit un tratament similar din cauza terorii semănate de narcotraficanții de pe străzile Columbiei? Sau Solzhenitsyn din pricina URSS-ului? Ori Ismail Cadare din cauza lui Envan Hoxha, ori Isabela Lande, ori Milan Kundera. Știe cineva? Faptul că Liceanu și-a luat un șut în cur de la un anume editor nu înseamnă și nu spune nimic despre nația română. Dacă e să însemne și să spună ceva, apoi o face pentru editorul în particular, că cel a catalogat un neam întreg cu expresie de ocar. La fel cum ar fi absurd să condamnă întreaga națiune franceză pentru spusele unui biet editor, tot la fel nici Liceanu nu trebuia să condamne întreaga națiune română pe spusele unui singur om. Ba mai mult, simțindu-se și rușinat de propria românitate. Mai ales că Liceanu se pretează a fi un vârf de
lance pentru intelectualitatea română contemporană. Asta spune multe despre ce crede dânsul că sunt românii și în fapt spune totul despre dânsul. Pe semne că este o reacție la patriotismul festivist în care a crescut domnul Liceanu și alți intelectuali contemporani. Și mă refer desigur la cel din perioada comunistă, căci pe atunci într-adevăr era o exagerare coloristică cu drapele și lozinci și toate cele. După 90 a apărut un curent printre acești intelectuali critici sau intelectuali publici, mă rog cum își spun ei, iar aceștia au hotărât că dacă ești împotriva țării tale, împotriva ideii naționale, drapelului, tradițiilor și cu cât înjuri mai tare România, cu atât ești mai european, mai deschis către lume și mai universal valabil, dacă e să o înțelegeți. Și o să vedeți că acest curent de gândire început în anii 90 de Grupul pentru Dialog Social, acum este cu mult mai prezent și virulent în societatea românească. Tot ce este occidental trebuie slăvit, tot ce vine de la NATO și de la UE trebuie aplicat fără jovoială, iar dacă directivele occidentale afectează interesele României, atunci interesele naționale trebuie lăsate deoparte, căci Occidentul știe cel mai bine. Aceasta este mentalitatea promovată de Grupul pentru Dialog Social, care este primul ONG înființat în România după căderea comunismului, culmea și primul ONG românesc care a primit vizita oficială a lui George Soros. Presupun că este doar o coincidență. Acest grup a fost foarte virulent în timpul războaielor din Serbia. Aceștia s-au poziționat în favoarea permiterii avioanelor NATO de a tranzita teritoriul românesc pentru a bombarda Serbia, cu toate că majoritatea opiniei publice s-a poziționat împotrivă. Astăzi, președintele Grupului pentru Dialog Social este Vlad Alexandrescu, care este un senator USR. USR care este un partid arhi cunoscut pentru promovarea în rândul tinerilor a rușinii de a fi român și slăvirea a tot ce este occidental. Ce mi se pare paradoxal este că noi trăim în epoca nerușinării generale. Nu ne mai este rușine de părinți, elevii n-au rușine de profesori. Nu ne este rușine să ne drogăm sau să ne futem în grup și nici să aducem copii la paradele homosexualilor dezbrăcați, dar ne e rușine să spunem că suntem români. Băi, ești prost, aici era rușinea de fapt. Este adevărat că avem niște lipsuri. În primul rând ne lipsește continuitatea intelectuală, întreruptă brutal de către comuniști. Imaginați-vă ce drum ar fi parcurs creația autohtonă dacă am fi rămas cu Nae Ionescu, Eliade, Cioran, Țuțea, Vulcănescu sau Noica. Toți aceștia au fost persecutați de comuniști și azvârliți afară. Iar în comunism nu s-a creat nimic, dar nimic din punct de vedere intelectual. Întreruperea aceasta de 50 de ani încă ne afectează și o să ne afecteze încă și mai mult. Căci după 90, intelectualii răsăriți, piperniciți fiind după 50 de ani de abandon intelectual, nu au adus nici ei contribuții creației autohtone. Tot ce s-a creat în România după 90 este fie o reinterpretare a ideilor interbelice, fie încercări patetice de a imita scrierile occidentale, dar nimic de originalitate. De aici și frustrarea acestor intelectuali cu privire la românism, căci dacă ei nu pot să creeze ceva original, atunci se resemnează în lamentări și ziceri precum poporul român în sine nu este creator. Iar de aici se pornește întreaga mentalitate de slăvire a tot ce este străin și condamnare a tot ce este românesc, adică mai pe scurt, mentalitate de sclavete. Iar această mentalitate este astăzi arhiprezentă. De la prezențele Eurovision, unde românii nu interpretează niciodată în limba maternă, deși alte țări o fac, până la înlocuirea cuvintelor românești cu termeni englezești, deși aceștia au corespondent în limba română. Și de la adoptarea tuturor trendurilor din Occident, până la călătorii exclusiv în afara țării. O parte însemnată a românității a avut întotdeauna o părere prea bună despre ceilalți și o părere prea proastă despre români. Așa se face că atunci când am fost acceptați cu chiu cu vai în Uniunea Europeană, am intrat cu capul plecat și cu ochii în pământ, am intrat rușinați fără să negociem nimic. Românii sunt o rasă inferioară europenilor, prin urmare trebuie să lăsăm Europa să dicteze cât mai mult, iar noi să dăm din cioc cât mai puțin. Cam aceasta a fost mentalitatea celor care ne-au băgat în Uniunea Europeană și tocmai și astăzi suntem la fel văzuți în Uniunea Europeană și tratați corespunzător. Ne-a fost jenă să ne considerăm egali lor și, prin urmare, după 16 ani de când suntem în Uniune, încă suntem tratați ca o națiune de mâna a doua, ca niște slugi supuse, ca prostul clasei din ultima bancă amenințat permanent cu pedeapsa la colț. Nimeni nu o să respecte niciodată un om cu capul plecat, nimeni, ci doar o să se folosească de mentalitatea lui de sclav. Cui este rușine că este român, pe lângă faptul că nu este nici educat și nici european, nici nu merită să fie altceva decât ceea ce este. Iar la ora actuală încă nu-mi dau seama dacă este prost sau bolnav. Mulțumesc fraților și surorilor acestui canal, să ne auzim cu bine, Doamne ajută, trăiască nația!